Bună ziua, domnule Iftime! Bună ziua! Mi-a aplicat pe News Moldova. News Moldova. Bună ziua, News Moldova! Bună ziua! Vă contactez în contextul acuzațiilor lansate de către domnul Florin Gavril de la PSD Botoșani prin intermediul unui comunicat de presă. Nu știu dacă știți despre ce este vorba sau vă pot comunica eu. Așa. Nu știu. Da, dumnealui a spus prin intermediul unui comunicat de presă că dumneavoastră i-ați asigurat fiului dumneavoastră o funcție, o nouă funcție, practic, o funcție nouă inventată la conducerea Camerei de Comerț Botoșani. Și doream doar să vă oferim un drept la replică în urma acestor... Nici nu cer un drept la replică, pentru că o afirmație nu cer drept la replică. Acolo nu e nicio funcție, este mare responsabilitate, nu i-am dat-o. Eu dat-o camera, Vlad, din câte știu, n-a fi vrut deloc să intre în chestiunea asta, tocmai pentru că cei care în viața lor nu au făcut nimic o să se comenteze și cam asta e. Nu am făcut nicio funcție acolo, repet, e făcut din camere și ceea ce Vlad ar putea să facă ar fi extraordinar pentru județul nostru legat de toată partea asta de atragere investitori. Cam asta e tema. Înțeleg. Da. Pe domnul ăsta nu-l cunosc, nu știu cine, nu știu ce se ocupă. Și vă spun sincer, în situația în care suntem în ultimul timp cu politica asta, ca să răspund la toți, odată că nu-i meseria mea, doi, am sentimentul de mare pierdere de timp și cred că nici nu merită să intrăm tot felul de dialog cu cine, că nu-i treaba mea, nu. Atât timp cât nu afectez decât în bine presionat în jurul meu, n-am dat o spus numai noi din fericire pentru mine. Da. Vă rog. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult pentru punctul de vedere și toate cele bune vă doresc. Numai bine.